Numele meu este Ghinea Florin și sunt administratorul societății Rigonda Maroil. Da, este o întrebare bună. Afacerea a început în anul 2013, când soția și fiica mea erau plecate la un concurs de pian, iar eu eram singur acasă, căutând pe internet tot felul de informații, am descoperit lavanda. În seara respectivă, în ziua respectivă, mi-am făcut temele și m-am interesat puțin de lavandă. Iar a doua zi am și plecat la Pașcani, de unde am achiziționat primii butași de lavandă, 2000 la număr. Venind acasă cu ei, în ziua următoare am și luat câțiva membri ai familiei, am și luat câțiva oameni din sat și am trecut la cultivarea primei culturi de lavandă, mici la acea vreme. După aproximativ 2 ani, încântați fiind de rezultate și mireasma lavandei, ne-am gândit să trecem la un nivel mai mare și să cultivăm pe suprafețe mult mai mari. Lucru pe care l-am și făcut, am mai înființat o cultură de 3 hectare. Practic ați pornit de la o parcelă. O parcelă de 1000 de metri pătrați. Și ați ajuns acum la? 5 hectare de lavandă. Spuneți-ne, vă rog, cum ubicați dumneavoastră floarea de lavandă și cum reușiți să găsiți, care este piața dumneavoastră de desfacere, cum ați reușit să o găsiți și până unde ați reușit până la acest moment să ajungeți? 2003 și până prezent? Da. De la bun început, scopul a fost clar, o afacere, nu doar pentru consumul familiar. Floarea de lavandă este recoltată în fiecare an, o încărcăm și mergem la distilat. Primii ani am distilat în Bulgaria, de acolo ne-am întors acasă cu uleiul de lavandă. De 2 ani de zile distilăm în județul Brăila, avem această oportunitate și uleiul de lavandă obținut este vândut pe piețele internaționale în fiecare an. După ce îl obținem, se stabilește prețul și îl vindem. Ce se face dumneavoastră de lavandă? Da, anul trecut am făcut săpun din lavandă, am făcut câteva sortimente. Am și vândut, am dat și prietenilor și se pare că cerința a fost din ce în ce mai mare. Lucru care ne-a motivat mai mult, iar începând din acest an, dorim să facem vreo 7 sortimente de săpun, un lichior din lavandă, 2 creme din lavandă și să ne adresăm prin magazine specializate populației, să le vindem. Mai avem un plan în acest an, sperăm să ne ajute bunul Dumnezeu că încercăm de câțiva ani buni, am făcut de vreo 2 ori proiecte și dorim să accesăm un proiect european, să facem o distilărie pentru uleiul de lavandă, chiar aici unde avem și cultura. Sperăm să ne ajute bunul Dumnezeu în acest an. Cu siguranță, da, ne dorim acest lucru. Anul acesta intenționăm, pe lângă distilărie, să facem și producție destul de performantă, cu produse destul de performante din lavandă. Și da, de ce nu? Pentru la anul chiar avem stabilite câteva locații unde vom avea în țară standuri cu produse din lavandă, începând de la ulei, floare și restul. Și de ce nu și în afara țării? Este loc. E o piață concurențială și cu siguranță vom pătrunde și noi. Spuneți-mi, rata de turism verde integrată în afacerea dumneavoastră este cumva destul de evident aici, mai ales ca să-ți faceți menționați
face faptul că intenționați să faceți o pizzerie, că dumneavoastră ați început afacerea și ați plantat împreună cu prieteni și angajați. Cum intenționați să dezvoltați afacerea și din punct de vedere turism? Deci, componenta de turism verde fiind destul de evidentă și ca să menționați cum și faptul de unde sunt naturale și că le către o populație din ce, către o masă de din ce în ce mai largă. Cum intenționați să faceți turism pe viitor și dacă în cadrul afacerii dumneavoastră mai faceți și altceva, mai dezvoltați și o altă componentă în afară de asta de agricultură cu plante aromatice? Da, sigur că da. Nu am reușit în acest an, dar avem în plan începând de la anul, pregătirile chiar pot să vă spun că au început. Dorim să facem un festival al lavandei aici în localitate, în locație. Festivalul va include și vânzare de produse, așa și nu numai. Cei invitați la festival, cei și în afară, vorbind de cei ce vor să participe în turismul verde, aici le putem oferi, pe lângă produsele din lavandă, le putem invita pe lac pentru plimbări cu barca. Putem face mese cu produse naturale din zonă, mă refer aici la, nu știu, mese cu carne de pasăre crescută în curte de oameni, nu cumpărată, de la stâni, vorbim de produse, miere de albine, așa, iarăși avem o zonă departe de zonele poluante și de aceea totul este cât se poate de natural. Avem mici producători de în zonă, mici producători de produse croșetate. Chiar fetița mea, de exemplu, face și vinde, așa, licheni. Tot felul de tablouri cu licheni. Deci putem oferi multe. Mai invităm de asemenea, invităm turiștii și nu numai să viziteze Mănăstirea Cârlomănești, o mănăstire foarte frumoasă, o locație fantastică și merită vizitată. Avem biserica din lemn, așa, din Cerțești, un monument istoric de asemenea. Și de ce nu putem invita la turism rural să locuiască o noapte la țăranul român, în curte, în gospodărie, să fie servit cu ce-și doresc din curte de acolo. Totul este natural, totul este cât se poate de ok. Și de aceea invităm lumea să meargă în această direcție. Și invităm aici, de ce nu? Da. Este o afacere sezonieră și de aceea baza reprezintă zilierii. Așa, societatea are 2 angajați permanenți, dar în mare parte luăm oameni zilieri pe timpul verii. La exploatarea piscicolă avem nevoie de zilieri când recoltăm peștele, la cultura de lavandă avem nevoie de muncile care nu pot fi făcute mecanizat și atunci avem nevoie de mână de lucru. Credeți că agroturismul sau turismul verde funcționează și prezintă aici toate lucrurile despre care dumneavoastră ați vorbit, are șanse mari să se dezvolte în regiunea noastră, în județul Galați și să meargă dincolo de frontiere în Republica Moldova, cu siguranță da. Și vă spun și de ce. Avem și un moment cât se poate de prielnic. Și anume faptul că această pandemie ne-a făcut să ne schimbăm cumva modul în care ne petrecem vacanțele. Cel puțin o perioadă de timp mă gândesc că nu vom mai căuta acele zone aglomerate,
nu știu, clădiri din sticlă și tot felul de zone aglomerate, centre istorice. Și atunci omul va călători către natură, va merge în grupuri restrânse, va căuta din nou viața la țară, ceea ce au căutat și pe perioada pandemiei, să se ia departe de aglomerație, de riscuri, așa. Și de ce nu, să fim cinstiți, realiști, viața la țară chiar poate oferi destul de multe surprize. Mulțumesc. Cu drag.